Suntem în așteptarea reluării partidei de la Dragoslavele. La pauză, Sola Grația Dragoslavele conduce pe Mușcelul Lerești cu 3-0. Autorii golurilor Florin Plecanciuc și George Bratu de două ori au revenit de la cabine, jucătorii. Îl vedem și pe Robert Mălureanu. Se pare că accidentarea sa la picior a fost destul de serioasă. Acesta șchiopătează destul de serios. Are glezna umflată. Să sperăm că se va recupera în scurt timp și că lucrurile vor fi destul de în regulă pentru el. S-a reluat partida, așadar gazdele în atac. Alex Popescu pe partea dreaptă a încercat să combine cu Gabriel Popa, dar au recuperat lereștenii. Lică, Pascu își caută un coechipier de marcat. Au recuperat însă gazdele și acum Alex Popescu pe partea dreaptă. Încă un sprint al lui Popescu, îl vede bine pe George Bratu. George Bratu, Plecanciuc, face o minge, dar s-a întors George Bratu cu faza. O centrare pentru Plecanciuc a fost respinsă de apărarea lereștenilor și acum Bobaru pe partea stângă. George Bratu o minge pe care o controlează Cosmin Năftănăilă și acum centralul a decis fault. Nu am observat nicio modificare la pauză în lotul celor două formații, excepție fiind cea efectuată în minutul 33, când Robert Mălureanu nu a mai putut continua și a fost înlocuit de Pascu. Năftănăilă. Pasele filtrante cu greu își găsesc ținta, poziție de offside acum în care este surprins George Bratu. Este puțin neobișnuită atribuirea numerelor de pe tricou la gazde. Vârful de atac este decarul formației. Oaspeții aruncă de la margine. A încercat acolo să recupereze Ștefan Coșcodaru, dar tot gazdele sunt cele care au posesia. Foarte bine și-a preluat Alex Popescu pe partea dreaptă. Centrare pe care doar simulează Gică Sitaru că ar fi vrut să o reține, dar a lăsat-o să iasă în afara terenului pentru a le oferi timp și colegilor să ocupe pozițiile pe teren. Degajare lungă a lui Sitaru, prelungită. A fost acolo Romulus Pătrașcu, dar balonul ajunge într-un final la golkeeperul dragoslovenilor. Și de aici începe construcția. Plecanciuc. Plecanciuc, talonat de George Dulgheru și deposedat de Năftănăilă. Cosmin Năftănăilă pasă pentru Romulus Pătrașcu, surprins în poziție neregulamentară.
s-a executat rapid și gazdele au pornit pe un nou atac. Aruncă de la margine Bobaru. Găieșteanu. Este faultat acolo Alex Drăgan, dar arbitrul lasă jocul să continue. Pătrașcu l-a văzut bine pe Cataramă, șutul acestuia este atenuat și reținut de Beniamin Folimăreanu. Alex Popescu, întâmpinat de Manuel Brănescu, a fost nevoit să întoarcă balonul către colegii din defensivă. Găieșteanu scapă pe partea stângă acum, se oprește. Șut centrare pe care o reține Gică Sitaru. A fost încercarea lui Ionel Bobaru. Alex Popescu. Deposedat foarte bine de Manuel Brănescu și acum oaspeții Lică deschide jocul pe partea dreaptă. Flavius Cataramă. Cataramă este atacat din spate și faultat. Lovitură liberă directă pentru Mușcelul Lerești de la aproximativ 18-20 de metri. Aproape perpendicular pe poarta lui Folimăreanu. Romulus Pătrașcu și-a potrivit balonul acolo. Gazdele fac zid din trei apărători. Pătrașcu șut departe de cadrul porții lui Beniamin Folimăreanu. O oportunitate de a marca măcar golul de onoare a lereștenilor, a fost tratată cu multă lejeritate de Romulus Pătrașcu. A recuperat Florin Lică. Și acum, cu noroc, balonul a ajuns la Cataramă. Cataramă se duce în centru, își pregătește șutul. Încearcă să recentreze acel balon, dar respinge apărarea dragoslovenilor. Plecanciuc, preluare pe piept. Și acum jocul a aerisit puțin până la Alex Popescu pe partea dreaptă. Acesta este anticipat. Și din Alex Popescu balonul a ieșit în afara suprafeței de joc. Dragoș Suseanu l-a anticipat ceva mai devreme pe Alex Popescu. Acesta a încercat să îl depășească în viteză, să își pună în valoare calitățile, dar și experiența lui Suseanu și-a spus cuvântul. Cataramă acum pătrunde periculos în care iese Folimăreanu și reține din picioarele vârfului de atac al Lereștiului. Plecanciuc. Minge pe dreapta pentru țâșnirea lui Alex Popescu, dar de la margine se ridică Fanionul pentru poziția de offside. Lică. Minge pentru Pătrașcu. Au recuperat dragoslovenii și pornesc un nou atac prin Alex Popescu. Plecanciuc. Minge filtrantă a lui Plecanciuc pentru Alex Drăgan. Dar au respins pentru moment lereștenii. Plecanciuc. Plecanciuc se întoarce. Alex Popescu. Va urma cel mai probabil o centrare. Combinația lui Alex Popescu cu Andrei Cicu nu a fost cea mai fericită și acum oaspeții au posibilitatea de a contraataca,
dar nici Flavius Catarama nu a fost atât de sigur pe posibilitățile sale de a se apropia de poarta lui Vălimăreanu și acea fază s-a încheiat cu recuperarea celor din defensiva de la Sola Grația Dragoslavele. Năftăneila pentru Florin Lică. Lică și-a găsit pe Ștefan Coșcodaru, dar acesta era în poziție de offside. Multe încercări de pase filtrante. Plecanciuc. Țâșnește George Bratu. Șut de la distanță respins de Gică Sitaru. Mingea îi revine lui Bratu. A încercat să întoarcă pentru Plecanciuc în centru. Și acum Avrigeanu scoate aruncarea de la margine. George Bratu a fost la câteva fracțiuni de secundă, ca să nu zicem la câțiva centimetri, de a realiza hat-trick-ul în această partidă. Pătrașcu îl angajează pe Cataramă, dar s-au descurcat acolo apărătorii gazdelor. Suseanu, foarte bine îl vede pe Năftăneilă. Poziție neregulamentară în care este surprins din nou Florin Ștefan Coșcodaru. Se grăbesc puțin gazdele. Minge bună și șutul lui Alex Drăgan trece puțin pe lângă stâlpul din stânga porții lui Gică Sitaru, ieșit în întâmpinarea mijlocașului gazdelor. Dragoș Suseanu, Marian Avrigeanu. Combină cei doi apărători ai Lereștiului și urmează o minge lungă spre care nu a venit niciun coechipier. George Bratu încă o dată este anticipat de portarul Lereștiului. Plecanciuc. Plecanciuc îl angajează pe Bobaru. Ionel Bobaru, șut și respinge în corner Gică Sitaru. O ocazie mare pe care a avut-o Ionel Bobaru de a marca și el. Apărătorul dragoslovenilor își dorește tare mult să își treacă și el numele pe lista marcatorilor. L-am văzut în mai multe rânduri încercând să finalizeze. Alingă Eșteanu. Centrează. Bobarul reia cu capul și un șut respins, un șut cu puțin noroc de Gică Sitaru. Un șut surprinzător dintr-un grup de mai mulți jucători. Cu noroc a fost respins de portarul Lereștiului. Pătrașcu nu a putut să păstreze controlul balonului și Alex Popescu acum este lansat. Alex Popescu se duce în stânga și îl vede foarte bine pe Ionel Bobaru. Ionel Bobaru, șut! Bară! Nu are nici noroc apărătorul lateral stânga al gazdelor. A încercat în mai multe rânduri să finalizeze. De această dată Gică Sitaru era bătut, dar balonul s-a dus în stâlpul porții oaspeților, privându-l și în același timp frustrându-l pe Ionel Bobaru.
o minge pe care Bobaru a încercat să o trimită în adâncime pentru George Bratu a fost prea puternic trimisă și nu și-a mai găsit destinatarul. Găieșteanu a încercat să trimită peste întreaga apărare, dar acolo s-a interpus Marian Avrigeanu. Lică îl găsește la centru pe Năftăneilă. Încearcă să construiască și Lereștenii. Coșcodaru este faultat și oaspeții au beneficiat de lovitura liberă directă. Cataramă nu a putut să continue acea fază. Minge trimisă pentru Plecanciuc după ce acesta sesizase faptul că este în poziție de offside. Lică. Lică se întoarce foarte bine și trimite pentru Romulus Pătrașcu, dar în spatele acestuia. Plecanciuc. Lansare pentru Alex Popescu. De la margine se ridică Fanionul pentru poziția de offside, din care asistentul Ionuț Lolot consideră că a plecat Alex Popescu. Florin Lică pentru Flavius Cataramă, dar acesta este deposedat. Bobaru calmează jocul. Plecanciuc pentru George Bratu, este urmărit de Marian Avrigeanu, centrează în fața porții și Plecanciuc reia peste transversala porții mușcelului Lerești și aplaudă coechipierul pentru pasa pe care acesta i-a furnizat-o în poziție de finalizare. Se joacă cu ocaziile, ca să zic așa, gazdele. După părerea mea, echipa net superioară. I-am urmărit și în etapa intermediară la Câmpul Lung, acolo unde Sola Grația Dragoslavele a avut o prestație solidă, având în față o echipă, mușcelul Câmpul Lung Elite 2, satelitul echipei de Liga a 3-a, dar echipă care a jucat în acea partidă cu majoritatea componenților primei echipe, iar Sola Grația Dragoslavele a oferit o replică foarte puternică. Încercarea lui Plecanciuc de a întoarce balonul pentru vârful de atac George Bratu a fost dejucată de George Dulgheru. Lovitură de colț pentru gazde. Bobaru se pregătește să execute. Centrare înaltă, reia Plecanciuc și se încurcă, se incomodează reciproc acolo doi jucători ai gazdelor. Din nou Bobaru, șut spre poartă, cules acest balon de Gică Sitaru, care degajează într-o zonă în care nu este niciun coechipier, ci doar Alin Găieșteanu. Nici încercarea lui Găieșteanu de a-l angaja pe Plecanciuc nu a avut succes. Se operează două modificări la gazde. Intră Toni Vălimăreanu și Robert Roșca. Părăsește terenul Andrei Cicu. Și autorul celor două goluri, George Bratu.
Catarama. Centrează pe jos într-o zonă în care nu se afla niciun coechipier și gazdelor le-a fost ușor să treacă. Respinge Gică Sitaru până la năftănăilă și acum Pascu. Cosmin Năftănăilă își căuta un coechipier demarcat, Avrigeanu. Este deposedat și posibilitate pentru gazde, dar nou intratul Toni Volimăreanu s-a precipitat în momentul finalizării și i-a oferit posibilitatea golkeeperului Lereștiului să intervină, iar acum Marian Avrigeanu oprește acest balon cu pieptul pentru propriul portar. A sărit acolo Romulus Pătrașcu, dar gazdele sunt cele care au posesia. Alex Popescu, încă o incursiune pe partea dreaptă. Alex Popescu și-a căutat un coechipier demarcat. L-am văzut cum căuta cu privirea să îl găsească pe Florin Plecanciuc. Plecanciuc este blocat de Pascu și gazdele aruncă de la margine. Preluarea lui Toni Volimăreanu nu a fost una tocmai fericită și le-a oferit șansa lereștenilor să îndepărteze pericolul. Spuneam mai devreme că se joacă cu ocaziile de gol, le convine acest joc celor de la Sola Grația Dragoslavele, care conduc cu un confortabil 3-0. S-a zbătut acolo Năftănăilă, dar nu a mai putut ține balonul în joc și gazdele sunt cele care au posesia. Bobaru, anticipată pasa de Pascu. Coșcodaru nu poate să țină balonul. George Dulgheru, minge înaltă. Romulus Pătrașcu a încercat să o preia. Popescu întoarce pentru colegii din compartimentul defensiv și jocul este calmat. Găieșteanu pentru Tiucă și Tiucă trimite propriului portar. Flavius Catarama a încercat acolo un artificiu, o întoarcere printre doi apărătorii dragosloveni. Pascu îl găsește bine pe Romulus Pătrașcu. Combină cu Catarama și încercarea de a-l angaja pe Năftănăilă este dejucată de gazde. Foarte activ după ce a intrat în joc Toni Volimăreanu, jucătorul cu numărul 14 de la Sola Grația Dragoslavele, își dorește tare mult să ajute echipa la finalizare. Iată-l acum, Alex Popescu trimite către poarta goală, a încercat acolo să se interpună Dragoș Suseanu, dar balonul într-un final intră în poarta părăsită de Gică Sitaru, așadar scorul ajunge în minutul 69 la 4-0, autorul golului Alex Popescu. Foarte inteligent a lăsat balonul
și nu a arătat că nu vrea să participe la acea fază tânărul Toni Volimareanu, întrucât el era în poziție neregulamentară, l-a lăsat pe Alex Popescu, iar acesta a finalizat cu toată încercarea de a se opune a lui Dragoș Suseanu, urcând scorul la 4-0. Combinația acum cu Bobaru nu se finalizează și oaspeții vor repune din colțul careului mic. Naftaneila. Naftaneila este împiedicat din spate de Găieșteanu, care își cere scuze. Suseanu, Avrigeanu, Dulgheru, minge lungă până la Romulus Pătrașcu, faultat atacantul Lereștenilor și oaspeții au posesia, lovitură liberă directă. George Dulgheru se resimte și centralul Slăvilă vine să vadă care este starea lui de sănătate. Se solicită intervenția echipei medicale. În spatele porții lui Gică Sitaru, alți trei jucători de rezervă ai gazdelor fac mișcări de încălzire. Este și portarul de rezervă, probabil că la acest scor antrenorul Liviu Hapaină își va permite să îi ofere câteva minute și tânărului portar pentru a intra și el în ritmul echipei. Greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva în ceea ce privește cele trei puncte puse în joc astăzi, în ceea ce privește câștigătoarea acestei partide. Scorul este unul mai mult decât categoric. 4-0 în favoarea echipei Sola Grația Dragoslavele. Fotbaliștii pregătiți de Bobby Dascălu își doresc măcar să marcheze golul de onoare. Florin Lică se întoarce cu balonul la centrul terenului. Suseanu reprimește Lică. Găieșteanu, Plecanciuc, Bobaru. Bobaru a încercat din prima să îl pună în cursă pe Robert Roșca, dar s-au repliat bine lereștenii. Alex Popescu întoarce pentru Tiucă și minge de angajare pentru Toni Volimăreanu, anticipată de Gică Sitaru. Suseanu, Naftaneila, Volimăreanu pentru Alex Popescu. Alex Popescu, două driblinguri consecutive, îl găsește în centru pe Alex Drăgan, dar pasa pentru Plecanciuc nu a mai fost urmărită de capitanul gazdelor, întrucât era clar că de la margine ar fi fost semnalizată poziția de offside. Plecanciuc, Găieșteanu trimite balonul afară, întrucât un jucător al echipei adverse se resimte.
Cred că este vorba de crampe musculare acolo. Se mai produce o modificare în lotul echipei Sola Grația Dragoslavele. Fabian Mohor este cel care va intra în teren. Vedem pe cine va înlocui. Cred că Alex Drăgan este jucătorul care i-a lăsat locul lui Fabian Mohor la centrul echipei. Iese Vălimăreanu și reține acel balon. Fabian Mohor. Tiucă. Alex Popescu. Încă o dată face balonul pe lângă apărare. Toni Vălimăreanu este ținut de Marian Avrigianu și experimentatul jucător al oaspeților vede cartonașul galben, își recunoaște cu sportivitate intervenția neregulamentară. Alin Gheșteanu se pregătește să execute această lovitură liberă directă. Suseanu și Avrigianu au făcut zid. Gheșteanu, centrare. Pe colț lung a venit Ionuț Bobaru, dar se pare că în aer balonul a depășit linia de fund și va fi repus în joc din colțul careului mic de portarul Gică Sitaru. Romulus Pătrașcu s-a întors foarte frumos cu adversarul în spate, dar pasa pentru Flavius Cataram a fost ceva mai lungă. Vălimăreanu este deposedat de Marian Avrigianu și faultează, în opinia arbitrului Mario Alexandru Slăvilă. Dragoș Suseanu, Avrigianu și din nou Suseanu. Iese Gică Sitaru și culege balonul spre care se îndrepta și Plecanciuc. Cei doi se cunosc și se respectă, au bătut palma. A fost o neînțelegere acolo, balonul a fost trimis în out, în ideea că un jucător ar avea nevoie de îngrijiri medicale. Nu a fost cazul și cu sportivitate lereștenii le-au cedat posesia gazdelor. Bobaru, Mohor, Tiucă. A încercat să combine cu Alin Gheșteanu. Tiucă recuperează și repară greșeala din faza precedentă. Bobaru pentru Fabian Mohor.
Alin Găieșteanu și acum Florin Plecanciuc. Lansarea e pe dreapta pentru Alex Popescu. Alex Popescu îl devansează pe Suseanu. Alex Popescu șutează și a dorit tare mult să marcheze, deși îl avea liber demarcat pe Toni Vălimăreanu. Alex Popescu și-a dorit să înscrie încă o dată în poarta lui Gică Sitaru. Șutul său din întoarcere a trecut puțin pe lângă stâlpul din stânga porții Lereștiului. Încă o recuperare a gazdelor. Găieșteanu, Mohor, Bobaru. Jocul este lăsat să continue. Centrare este atenuată de Marian Avrigeanu și cules acest balon de Gică Sitaru. Am intrat în ultimele 10 minute ale acestei partide. Sola Grația Dragoslavele conduce cu 4-0 pe Mușcelul Lerești. Mohor foarte bine face faza în stânga, centrare și o reluare acrobatică a lui Alex Popescu departe de cadrul porții lui Gică Sitaru. A muncit mult astăzi Alex Popescu, a alergat, a marcat un gol și a dorit să mai înscrie, dar probabil că efortul pe care l-a depus contribuie și la lipsa de luciditate în momentul finalizării. Pascu minge pentru Flavius Cataramă, recuperată de gazde. Toni Vălimăreanu șutează și marchează de la margine. Fanionul a rămas jos, prin urmare tânărul Toni Vălimăreanu îi ridică scorul la 5-0 în minutul 82. S-au produs modificările pe care le anticipam. Beniamin Vălimăreanu i-a lăsat locul lui Ionuț Antonio Savu în poarta echipei Sola Grația Dragoslavele. A ieșit și Alex Popescu, care a făcut un efort susținut și i-a lăsat locul lui Cosmin Brocea. Așadar, Livi Hapaină a apelat la toate cele 5 înlocuiri. Minute are la dispoziție, au la dispoziție cei doi jucători nou intrați pentru a intra și în ritmul de joc al echipei. Și acum o minge trimisă peste poarta în care se află Ionuț Antonio Savu. La acest scor de 5-0, parcă și soarele iese printre nori să zâmbească, să aprecieze calitatea jocului prestat de echipa gazdă. Toni Vălimăreanu întoarce pentru Valentin Tiucă. Reușește foarte bine să treacă acolo, dar poziție neregulamentară în care se află Toni Vălimăreanu. A trecut bine printre doi adversari direcții Gabriel Popa la faza precedentă. Dulgheru este talonat de tânărul
Toni Vălimăreanu, implicat destul de, de intens în joc. Recuperează Bobaru. O minge fără adresant. George Dulgheru va executa această lovitură liberă. O minge lungă, respinsă din centrul apărării dragoslovenilor. Găieșteanu combină cu Mohor. Și acum lansare foarte bine pe partea stângă, într-o zonă complet liberă. Se întoarce cu balonul și șutează. A fost Robert Roșca, autorul acestui șut respins în corner de Gică Sitaru. S-a executat rapid. Roșca centrează pentru Plecanciuc. Plecanciuc a fost incomodat un pic de Dragoș Suseanu, care se și resimte, și reluarea sa de cap nu a putut fi fructificată. A fost suficient un mic contact între cei doi pentru a-l dezechilibra pe Plecanciuc. Năftăneilă. Avrigeanu și acum Dulgheru cu o minge lungă, după care nu mai aleargă practic niciun coechipier. A obosit și Romulus Pătrașcu. Se joacă practic, sau mai bine zis, gazdele joacă la trecerea timpului, pentru că și-au securizat de mult victoria în această partidă. Plecanciuc minge printre pentru Toni Vălimăreanu. Toni Vălimăreanu șutează și din a doua încercare urcă scorul la 6-0 în minutul 87. Așadar, Sola Grația Dragoslavele se distrează efectiv cu mușcelul Lărești. Ultimele două reușite pentru echipa gazdă au fost semnate de tânărul Toni Vălimăreanu. Vă spuneam ceva mai devreme că a fost foarte implicat în joc. Prima încercare de finalizare a fost respinsă de Gică Sitaru, dar din a doua încercare atacantul dragoslovenilor a făcut dubla, ridicând scorul general la 6-0. Nu mai poate să păstreze balonul în joc Valentin Tiucă. Și acum posesia este a oaspeților. Suseanu o minge pentru Flavius Catarama, ajunge totuși la Năftăneilă și acum Marian Avrigeanu scapă balonul pe sub gheată. Florin Lică se întoarce cu balonul, ne arată că are disponibilități tehnice, l-am văzut și cu alte ocazii pe decarul celor din Lărești, știe cu balonul, dar mi se pare un jucător destul de capricios, destul de iritat și iritant în același timp. Încă o minge pe partea dreaptă, Dragoș Suseanu. Dragoș Suseanu întoarce balonul în centru pentru Marian Avrigeanu, care cumințește această fază. Lică, atacat de Fabian Mohor, cei doi au fost colegi în sezonul precedent la echipa din Lărești. Ionel Bobaru. Ionel Bobaru își pregătește faza, pătrunde în careu, nu are cu cine continua, dar încercarea de a centra
este respinsă în corner de Pascu. Se arată 3 minute de prelungire pentru această partidă. Lovitură de colț pe care Roșca o execută rapid, combină cu Mohor, centrează și Bobar reia din cădere un balon șters cu capul care nu găsește cadrul porții lui Gică Sitaru. Se solicită reluarea acestei lovituri de la poartă, întrucât nu era în interiorul suprafeței de protecție a portarului. Degajarea acum lui Gică Sitaru până la Naftăneilă. Lică, Naftăneilă din nou și o minge lungă pentru Coșcodaru, dar mult mai odihnit Robert Roșca l-a luat la sprint pe Coșcodaru. Mohor, Plecanciuc, Găieșteanu nu poate păstra controlul și acum Naftăneilă pleacă într-un sprint către poarta gazdelor, îl întâmpină Tiuca acolo pe Flavius Cataramă și trimite balonul în out. Suntem în minutele de prelungire acordate de Maiu Alexandru Slăvilă pentru această partidă. Pătrașcu pentru Coșcodaru, șutul acestuia este blocat. Naftăneilă încearcă și el să șuteze, să interpune acolo Ionel Bobaru, atacat și faultat în opinia mea de Ștefan Coșcodaru, dar jocul a fost lăsat să continue. Fabian Mohor, Alin Găieșteanu, Florin Plecanciuc și minge pentru Robert Roșca. Robert Roșca pasează în dreapta pentru Toni Vălimăreanu, care face hat-trick-ul, un hat-trick adevărat, adică toate cele 3 goluri marcate de tânărul Toni Vălimăreanu au fost înscrise într-o singură repriză și este ultima fază a acestei partide. Așadar, scor final: Sola Grația Dragoslavele, Mușcelul Lărești, 7-0. De la Dragoslavele, Mihaela Joițaru și Vali Mocanu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Clar TV.